Salut, sunt Marius Adică, blogatul, și acum voi analiza un blog cu întrebări cu adresa http://varinusme.com. Este vorba despre un blog hostat pe WordPress care are o temă foarte plăcută ochiului, dar foarte comună în același timp. Acest blog este interesant atât din punct de vedere al conținutului, cât și al designului, și apreciez faptul că Vari, autorul acestui blog, scrie destul de des, aproximativ 3-4 însemnări pe zi. Pot spune că, din punct de vedere al designului, elementele de pe coloanele laterale sunt așezate extrem de bine. Pe prima coloană, din partea dreaptă, sunt situate categoriile și comentariile recente, iar pe cea de-a doua coloană laterală sunt situate blogurile, arhiva, partenerii și câteva bannere. Din punct de vedere al conținutului, categoriile sunt în număr de 11. Am citit majoritatea posturilor din categoria blogosferă, dar mere, eu cu mine, fanii, cursul zilei, steaua și așa mai departe. Sunt interesante. Apreciez faptul că pe Vari îl interesează mai multe domenii și că nu se axează doar pe o nișă, deoarece scrie bine despre aproape orice subiect. Dar, din punct de vedere al numărului posturi din fiecare categorie, unele categorii au devenit neglijate în ultima perioadă. Acest lucru pot spune despre categoria blogosferă, care, după mine, este foarte importantă. Aici, de pe 4 mai, nu au mai fost postate posturi noi. În alte categorii interesante, după câte am spus, sunt dare mere, posturile personale, eu cu mine, fanii, Beak of the Day, unde puteți citi însemnări destul de amuzante. Bineînțeles că acest blog ar putea fi îmbunătățit, deoarece autorul ar putea scrie ceva mai multe însemnări personale despre facultate sau despre liceu. Nu știu de exact dacă a terminat facultatea sau liceu, acum mă voi uita. Dar văd că se preocupă despre lucruri generale, nu este un blog nișat, și apreciez acest lucru. Din câteva din butonul despre mine, este foarte interesant ce aflăm de aici. De ce să mă laud eu? Vă las pe voi. Oricum și modestia este inventată cu un scop. Hai să nu îi scriu tocmai o farmecă. Foarte interesant, este ceva original. Consider că blogul Ivari este interesant atât din punct de vedere al conținutului, cât și al designului. Oricum, conținutul este cel mai important pe un blog, și că însemnările sale ar da ceva mai bine dacă smile-urile ar fi mai rare. Deoarece smile-urile sunt apanajul generației High Five și cred că nu dau bine pe un blog care se vrea serios și cu pretenții. Aceasta este părerea mea despre blogul lui Vari, aștept și părerea voastră despre acest review.